Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Vorbim azi despre biruința asupra păcatului. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Ce este păcatul? Păcatul este ceea ce desparte pe oameni de Dumnezeu, iar răsplata păcatului este moartea. Eu comit păcat atunci când nu ascult de voia lui Dumnezeu și încalc legile lui. Ioan 1:3-4. Există multe expresii biblice sau nu pentru a descrie păcatul. De exemplu, ce înseamnă păcatul originar, păcatul din fire și faptele trupului. Toți avem păcat, dar nimeni nu trebuie să facă păcat. Care este diferența? Păcatul originar. Păcatul a intrat în lume când Adam și Eva au nesocotit pe Dumnezeu și au mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului. Ei și-au ascultat voia proprie în loc de cea a lui Dumnezeu și prin aceasta au devenit conștienți de bine și de rău. Geneza 2:3. Prin acest act al neascultării, natura lor omenească a fost coruptă și i-au primit una păcătoasă, o fire păcătoasă, păcat originar. Păcatul din fire. Ce este păcatul din fire? Toți urmașii lui Adam și Evei au moștenit păcat în fire, nu vină, ci o tendință, o înclinare de a-și urma propria lor voie în loc de voia lui Dumnezeu. Biblia folosește multe cuvinte pentru a descrie această înclinație, păcatul din fire, trupul păcatului, legea păcatului, pofte și plăcere, etc. În Roman 7:18, Pavel scrie, știu că în mine, adică în firea mea pământească, nu locuiește nimic bun. Atunci el descrie tendința de a păcătui pe care toți am moștenit-o. Ioan scrie, dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Ioan 1:1-8. Păcatul pe care l-am este păcatul din fire, poftele și plăcerile pe care le-am moștenit. Acest lucru nu poate fi învinuit mie, este ceva cu care mă nasc și nu reprezintă vină. Roman 7:24-25:8-1. Simt această tendință de fiecare dată când sunt ispitit, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Iacov 1:14. Când am făcut păcat? Totuși este o diferență mare între a avea păcat, a fi momit de poftele și plăcerile mele și a comite păcat. Iacov continuă să scrie acolo, apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Iacov 1:15. Aici vedem că ispita nu devine păcat, păcat făcut, până când nu are loc o concepere. Această concepere are loc atunci când mintea mea este de acord cu pofta. Rezultatul este că eu fac păcat în gânduri, cuvinte sau fapte. Pentru acest păcat voi fi tras la răspundere. Acum sunt vinovat. Păcate inconștiente, faptele trupului. Des mi se întâmplă să fac, să spun sau să gândesc ceva contrar voii lui Dumnezeu, fără să fiu conștient de acest lucru în acel moment. În Roman 7:8, Pavel descrie acest lucru foarte clar. El le numește faptele trupului și a fi rob legii păcatului cu mădularele sale. Din cauza că înclinația mea nu a trecut prin zona mea conștientă, eu nu am nicio vină, totuși. Chiar și aceste fapte pot deveni conștiente într-un moment ulterior, iar atunci trebuiesc gestionate. Iertarea păcatelor. Lucrarea lui Isus. Toți cei care ajung la credința în Isus și se roagă să fie iertați pentru că le pare rău, primesc iertare nemeritată prin har. Nu există nicio cerință să înfăptuim ceva pentru a putea primi iertarea păcatelor. Vedem asta clar când Isus a deschis calea către paradis pentru tâlharul de pe cruce care s-a căit de păcatele lui. Astăzi vei merge cu mine în paradis. Aceasta este marea dragoste a lui Dumnezeu pentru noi, că și-a jertfit propriul fiu ca toți cei ce cred în el să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru tot și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Roman 3:21-24. Iisus a purtat păcatul nostru și al întregii lumi în trupul Său. Când a murit pe cruce, cel drept pentru cei nedrepți, a îndepărtat condițiile, scrisoarea de vină sau condamnarea care venea odată cu încălcarea legii. Plata păcatului este moartea, Roman 6:23. Iar Satan s-a folosit de acest lucru doar pentru a-i acuza pe oameni înaintea lui Dumnezeu,
Acum însă nu mai exista nimic de acuzat. Iisus a zdrobit puterea diavolului, biruind tot păcatul care intrase în lume prin cădere. Plata păcatului a fost plătită. Diavolul nu a putut niciodată să-l înșele pe Iisus ca el să facă voia sa. Din contra, prin ajutorul lui Dumnezeu, prin puterea și harul de sus, Iisus a biruit de fiecare dată. Lucrarea a luat loc în trupul lui, în firea lui, și astfel Hristos a primit puterea asupra morții. Prin lucrarea aceasta și noi avem posibilitatea să primim iertare pentru tot păcatul comis. Pavel explică astfel: pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters apisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-L pe cruce. Coloseni 2:13-14. Cei care au făcut păcat în Vechiul Testament se făceau vinovați prin lege și erau pedepsiți. Unii chiar primeau pedepsa cu moartea. Întotdeauna a fost nevoie de jertfe pentru păcate, dar aceste jertfe nu îndepărtau păcatul. Evrei 10:1-4. Iisus, singurul Fiul al lui Dumnezeu, a luat toate păcatele lumii asupra sa. Putem spune că El a luat vina pentru tot păcatul comis din toată istoria. Hristos nu a cedat în ispite ca toți cei ce L-au precedat, ci prin puterea unui duh veșnic care era cu El, a biruit tot păcatul care a intrat în lume prin cădere, care era sursa tuturor căderilor ulterioare din toată istoria. Astfel, El a îndepărtat scrisoarea de vină care era împotriva noastră. Acest lucru este de necuprins de măreț. Înseamnă că și noi putem primi din viața lui Iisus fără să fi făcut mai întâi multe fapte bune ca să o merităm. Suntem mântuiți prin har. Așadar, prin har nemeritat, toți pot primi iertarea tuturor păcatelor înfăptuite, dar dacă vrem să intrăm în viața de ucenicie, atunci sunt câteva condiții clare. Petru spune: pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Fapte 3:19. O pocăință trebuie să rezulte în întoarcerea noastră de la viața veche, unde slujeam păcatului și căutam lumea cu mintea noastră. Trebuie să începem pe calea cea nouă, unde îl căutăm pe Dumnezeu și lucrurile cerești. Nu putem continua să facem păcat în secret. Când Iisus l-a întâlnit pe Pavel pe drumul către Damasc, El i-a spus să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Fapte 26:16-18. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios să ni le ierte și să ne curețe de toată nedreptatea. Este important să înțelegem că iertarea păcatelor nu este ținta finală a unui ucenic, ci doar începutul unei vieți noi, în care nu mai înfăptuim păcat. Pavel descrie această dezvoltare slăvită astfel: dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Romani 6:22. Să avem parte de sfințire înseamnă să primim tot mai mult din natura lui Dumnezeu. Marea uitării. În Isaia citim ce spune Dumnezeu despre viitor: nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi faceți ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-L cunoașteți voi oare? Voi faceți un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Isaia 43:18-19-25. Când ne-am cerut iertare de la Dumnezeu pentru păcatele înfăptuite și ne-am hotărât să nu le mai facem, atunci Dumnezeu șterge păcatele și nu-și mai amintește de ele. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Mica 7:19. Dumnezeu aruncă toate păcatele pe care le-am făcut și pentru care am cerut iertare în această mare. Dacă am păcătuit față de alți oameni și am rănit, trebuie să punem în ordine cu ei, dacă e posibil. Totuși, trebuie să aruncăm și păcatele pe care ceilalți le-au făcut împotriva noastră în aceeași mare.
Precum Dumnezeu, noi trebuie să ne putem ierta aproapele pentru păcatele și nedreptățile făcute împotriva noastră. Noi trebuie să iertăm. Iisus și-a învățat ucenicii să se roage. Iar în aceasta este o parte din renumita rugăciunea Domnului și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Matei 6,12. Este o condiție clară pentru a primi iertarea păcatelor, ca și noi să iertăm păcatele și nedreptățile pe care socotim că ceilalți ni le-au făcut. Noi vedem că Iisus subliniază aceasta în rugăciunea sa și i-a învățat și pe ucenici acest lucru. Ce este conștiința? Ce fac cu sentimentele de vină? Cum poți ști sigur ce este bine și ce este rău? Ce să fac cu acele sentimente de vină? Ce este conștiința? Toți avem un simț înnăscut pentru bine și rău, o voce interioară care evaluează gândurile, cuvintele și faptele noastre. Această voce interioară este conștiința și ne dă informații cu privire la faptele noastre, dacă sunt bune sau rele, în funcție de moralitate. Totuși, conștiința mea nu este o constantă care nu se schimbă niciodată, ci este formată și dezvoltată de mediul, experiențele și înțelegerea mea. De aceea, cugetul este diferit pentru fiecare om și nu poate fi folosit pentru a avea ultimul cuvânt. O conștiință curată. În orice caz, un cuget curat este condiția minimă pentru a avea pace cu Dumnezeu. Eu nu trebuie niciodată, sub nicio circumstanță, să acționez împotriva conștiinței mele, pentru că acest lucru este același cu a face păcat în mod deliberat. O conștiință curată înseamnă că eu trăiesc în mod desăvârșit, conform luminii înțelegerii pe care o am. Dacă am făcut păcat conștient, trebuie să cer iertare lui Dumnezeu și chiar și oamenilor, dacă este nevoie. Lucrurile mele trebuie puse în ordine înainte să pot începe să fac progres în viața mea spirituală. O conștiință prea sensibilă. E des întâlnit la anumite persoane să se simtă vinovate în interior, deși au primit iertare pentru păcate. Satan, acuzatorul, poate continua să te acuze pentru păcate trecute sau din cauza că ești ispitit. Atunci tu trebuie să te împotrivești lui în credință și să-i amintești de Iisus care ți-a șters toată vina. Apoi trebuie să te oprești din a mai păcătui pentru a fi liber de orice sentiment de vină. Poți să simt vină și din cauza unui cuget foarte sensibil și slab care mă acuză de orice fel de lucru, care nu au neapărat de a face cu trăirea pentru Dumnezeu. Pot fi foarte preocupat cu lucruri exterioare pe care le consider a fi bune sau rele, fără să găsesc voia lui Dumnezeu. Aceasta mă poate duce până acolo încât încep să-i acuz pe cei din jurul meu și încep să mă amestec în treburile lor, deși ei pot trăi cu o conștiință curată după lumina și înțelegerea pe care o au. Similar, mă pot simți vinovat datorită opiniei celor din jurul meu cu privire la ce am spus sau făcut. Satan, acuzatorul, încearcă să folosească această oportunitate de a mă aduce în disperare cu privire la viața mea sau mă poate provoca să-i acuz pe ceilalți. Dacă gândirea mea este hotărâtă să-i slujez lui Dumnezeu, El mă poate ajuta în acest punct ca această voce interioară să fie condusă în direcția corectă. Cuvântul lui Dumnezeu are instrucțiuni clare pentru mine, din voia lui Dumnezeu, iar eu mă pot ruga pentru Duhul Sfânt, ajutorul, ca El să mă ajute și să-mi dea o înțelegere mai clară. O conștiință vătămată. Dacă mă împietresc într-una sau mai multe domenii din viața mea acționând deliberat împotriva conștiinței mele dată după dată, atunci voi ajunge să-mi rănesc conștiința. Prin neascultare repetată, conștiința este oprită în aceste domenii, iar rezultatul este acela că voi face ceea ce știu că este rău, fără să mai simt vină. Bineînțeles, aceasta este o condiție extrem de periculoasă. Răsplata păcatului nu s-a schimbat dacă eu nu mai recunosc păcatul. Totuși, dacă mă pocăiesc din toată inima și încep să-i slujesc lui Dumnezeu și să fac voia Lui, Duhul Sfânt îmi poate arăta și acele domenii. Atunci trebuie să încep lupta împotriva acelor păcate și să-mi pun lucrurile în ordine. Este scris că eu voi secera ce am semănat. Iar acest seceriș poate fi dureros și greu de purtat, dar prin ascultare și rezistență eu pot fi vindecat. Mântuirea mea și o conștiință în dezvoltare. Pavel a scris că nu avea nimic împotriva sa însuși, dar nu putea fi socotit neprihănit doar din acest motiv. 1 Corinteni 4:4. Aceasta înseamnă că el avea o conștiință curată, dar încă știa că erau domenii în viața lui care nu erau desăvârșite în lumina lui Dumnezeu.
E nevoie de mai mult decât o conștiință curată dacă vreau să fiu total mântuit. Dacă vreau să fac voia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îmi va arăta domeniile din viața mea unde cugetul nu e destul de sensibil ca să reacționeze. Duhul îmi va arăta păcatul care locuiește în firea mea, natura mea omenească. Aceasta este o zonă mult mai mare decât simplul păcat conștient vizibil. Dacă sunt ascultător de Duhul și de călăuzirea Lui, conștiința mea se va dezvolta ca să acopere o zonă mai mare. Care este diferența dintre a avea păcat și a păcătui? Ioan scrie că toți avem păcat, dar cei care fac păcat nu l-au văzut, nici nu l-au cunoscut. 1 Ioan 1:8-3:6. Care e diferența? Căderea. Păcatul a intrat în lume prin Adam și Eva, care au fost neascultători de Dumnezeu. Prin fapta lor de neascultare, căderea, Adam și Eva s-au întinat, iar firea lor, natura lor omenească, a devenit păcătoasă. Geneza 3:1-6, Roman 5:12. În acea fire locuiau pofte care au fost trezite și au început să se împotrivească voii lui Dumnezeu. Aceste pofte se numesc păcatul din fire sau voia noastră proprie. A avea păcat ispită. Toți oamenii au moștenit păcat în fire și tocmai de aceea putem spune că toți au păcat. Ioan 1:1-8. Nu experimentăm acest lucru când suntem ispitiți, ci fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit aduce moartea. Iacov 1:14-15. A fi ispitit nu este același lucru cu a păcătui, dar dacă în mod conștient cedăm poftelor noastre, păcatul este comis. Aceasta se întâmplă când mintea noastră este de acord cu păcatul care locuiește în fire. A face păcat, a cădea în păcat. Este o diferență mare între a avea păcat și a face păcat. Cei care fac păcat sunt cei care vor să păcătuiască. Ei nu vor să înceteze să păcătuiască. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Ioan 1:3-8. Și păcatul odată făptuit aduce moartea. Iacov 1:15. Aceasta se referă la o moarte spirituală, o separare de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate avea părtășie cu o persoană care nu vrea să lepede păcatul. Aceea este o viață fără nădejde și fără Dumnezeu. Când ne-am predat viețile lui Iisus, noi umblăm pe calea pe care El a mers. Ne-am hotărât să facem voia lui Dumnezeu și am încetat cu a mai păcătui. Am început lupta împotriva păcatului și am început să mergem pe calea cea nouă și vie. Chiar și așa, în timp ce mergem pe cale, se întâmplă să cădem. Totuși, nu aceasta era intenția și hotărârea noastră. Mintea noastră era hotărâtă să slujească lui Dumnezeu și să-L urmeze pe Hristos. Noi nu rămânem în păcat, ci ne căim de el. Regretăm profund. Ne cerem iertare și ne ridicăm din nou în picioare. Și datorită faptului că vrem să facem binele, căderea ne face treji și ne ajută să fim atenți ca să nu se mai întâmple din nou. Nu păcătuiți! Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Ioan 1:2-1. Acest lucru trebuie să fie posibil din moment ce scrie atât de clar în cuvântul lui Dumnezeu. Însuși Iisus a trăit pe acest pământ ca om, cu aceeași natură ca a noastră, dar nu a păcătuit niciodată, pentru că nu a trăit niciodată conform dorințelor care erau în firea lui. În loc, Dumnezeu a putut să condamne păcatul din firea lui. Evrei 4:15, Romani 8:3. Moartea nu l-a putut ține, iar ca rezultat, Iisus a deschis o cale nouă și vie înapoi către Tatăl, o cale pe care noi, ucenicii lui, îl putem urma. Ce evanghelie puternică și plină de speranță ni s-a dat! Care este diferența dintre ispită și păcat? Este vreo diferență între ispită și păcat? În viața mea creștină pot simți că dacă am fost ispitit, am devenit necurat și am păcătuit în viața mea de gânduri. Totuși, acest lucru nu este adevărat. Ispita nu este păcat, ci doar o încercare a credinței mele, iar prin Evanghelie pot să rezist ispitei fără să păcătuiesc vreodată. Tendința mea de a păcătui, păcatul din fire. Păcatul a intrat în lume prin neascultarea primilor oameni, Adam și Eva. Toți urmașii lui Adam și Eva au moștenit păcat în fire, nu vină, ci o tendință și o înclinație de a-și urma propria voie în loc de voia lui Dumnezeu.
Biblia folosește multe cuvinte să descrie această înclinație. Păcatul din fire, trupul păcatului, legea păcatului, pofte și plăcere, etc. În Roman 7:18, Pavel scrie: știu că în mine, adică în firea mea, nu locuiește nimic bun. Aici el descrie tendința aceasta de a păcătui pe care toți am moștenit-o. Ispită versus păcat. Iacob scrie foarte clar despre acest subiect de păcat, ispită. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Iacov 1, 13-15. De aici putem vedea că ispita în sine nu este același lucru cum făptuirea păcatului. Păcatul este rezultatul unei conceperi când mintea mea este de acord cu dorința, pofta, care locuiește în firea sau natura mea. Cu alte cuvinte, păcatul este ceva ce eu aleg să fac și nu se poate întâmpla decât dacă eu sunt de acord cu el. Nimeni nu trebuie să păcătuiască. De fapt, Iacov ne învață că ispitele sunt încercări ale credinței noastre, iar cei care rezistă acolo fără să păcătuiască vor primi cununa vieții. Iacov 1:12. Similar, Petru scrie despre necazurile, ispitele care sunt o cauză de bucurie, căci credința ne e testată cu rezultatul mântuirii sufletelor noastre. Evanghelia spune că deși sunt ispitit, nu trebuie să păcătuiesc, ci pot merge pe urmele lui Iisus și pot birui ispita. Răsplata păcatului este moartea, dar cei care biruie vor primi viață veșnică. Cum birui păcatul? Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre mai mult decât biruitori asupra păcatului, dar cum? Biblia spune răspicat că noi creștinii suntem chemați să trăim o viață de biruință în lupta împotriva păcatului. Și această biruință nu este trasă de păr, ci noi trebuie să fim mai mult decât biruitori, Romanii 8:37. Iar Dumnezeu ne poartă întotdeauna în carul său de biruință, Corinteni 2:14. Totuși, deși vreau să trăiesc o viață plăcută lui Dumnezeu, poate fi descurajant să întâlnești reacțiile care vin din natura proprie în momente din viața zilnică. Gândesc, spun și fac lucruri care nu sunt conform voii lui Dumnezeu. Pavel descrie acest lucru foarte clar în Romanii 7:18-19. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Poate părea că acest păcat moștenit în fire este prea puternic ca să împotrivesc. Deci cum îl pot birui? Cum eu am biruit? Iisus spune ceva incredibil în Apocalipsa 3:21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Aceste cuvinte sunt atât de mari încât aproape devin greu de cuprins. Toți creștinii cred că prin sacrificiul lui Iisus noi putem primi iertare și împăcare cu Dumnezeu. Dar aici Iisus spune că eu pot birui așa cum El a biruit. Aceasta înseamnă că trebuie să existe o cale care nu se oprește doar la iertarea păcatelor. Deci ca să aflu cum pot birui păcatul, trebuie să mă uit la Iisus, înainte mergătorul și exemplul meu mare, ca să văd cum El a reușit. Facă-se nu voia mea, ci voia ta. Când Iisus a intrat în această lume, a declarat: de aceea când intră în lume, El zice: tu mi-ai pregătit un trup, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Evrei 10:5-7. Similar, când se confruntă cu încercări enorme la sfârșitul vieții, El spune: facă-se nu voia mea, ci voia ta. Luca 22:42. Voia mea este un alt cuvânt pentru păcatul pe care l-am moștenit. Acesta acoperă o multitudine de domenii, printre care mândrie, nerăbdare, egoism, nedreptate, mânie, lenevie, vanitate, nemulțumire, necurăție sexuală, necredință, descurajare, invidie, lăcomie, cârtire, etc. Ca om, Iisus a avut și El o voie proprie, a fost ispitit, dar hotărârea Lui fermă, iar de la început a fost nu voia mea, ci voia ta. Ca eu să pot birui ca El, trebuie să iau aceleași decizii și să mă țin credincios și ferm de ele, indiferent ce se întâmplă și cum mă simt.
s-a smerit. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni 2, 5-8. Iisus era în ceruri cu Dumnezeu, dar voluntar a devenit om pentru noi. Te-ai putea gândi că acesta a fost actul absolut al umilinței, dar este scris că El ca om s-a smerit și a fost ascultător. Acest lucru se datora faptului că El era om și avea o voie care nu era în concordanță cu voia Tatălui. În situațiile din viața zilnică, unde El era ispitit la nerăbdare, iritare, invidie, descurajare, Tatăl îi arăta că reacția Lui nu era niciodată din cauza celorlalți sau din cauza situației, ci întotdeauna era un rezultat la păcatul din firea Lui Iisus. Pentru a birui, Iisus a trebuit să se smerească. El a trebuit să ducă lupta împotriva păcatului și să-și îndeplinească juruința. Nu voia mea, ci voia ta. Smerenia este gândirea lui Iisus și trebuie să fie și a ucenicilor lui. Rugăciuni cu strigăte mari și lac. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat, din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Evrei 5, 7-8. Iisus a fost cu adevărat un om ca noi. Dumnezeu nu i-a dat niciun privilegiu special și nici nu i-a făcut calea mai ușoară, pentru că atunci întreaga lucrare de mântuire ar fi fost coruptă și fără nicio valoare. Iisus a dus o luptă disperată împotriva păcatului din firea lui și a avut nevoie de ajutor. Strigătele lui de nevoie, pline de lacrimi, au fost auzite pentru că erau sincere, rezultatul unei dorințe arzânde de a sluji doar lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a învățat ascultare și i-a dat puterea și înțelepciunea de care avea nevoie ca să se lepede de sine de fiecare dată. Cât de disperat sunt eu să capăt biruință, cât de vehemente sunt strigătele mele către Dumnezeu, cât de voitor sunt eu să ascult. Vreau eu să fiu salvat de moarte. Dacă vreau să birui ca El, trebuie să calc pe urmele lui Iisus în toate. Aici este inclus și felul în care mă rog la Dumnezeu pentru ajutor. Acolo unde sunt eu, poftele din fire și presiunile de afară se pot aduna ca un munte mare. Lupta pare copleșitoare, dar nu sunt singur. Har în vreme de nevoie. Iisus știe ce înseamnă să fii om. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Evrei 4,15. Înainte să părăsească pământul, Iisus a promis ucenicilor că le va trimite Duhul Sfânt, ajutorul, care îi va călăuzi către tot adevărul. Ioan 14,16 cu 17, 26,15 cu 26. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Evrei 4,16. Vremea de nevoie este când sunt ispitit, când văd și simt păcatul din firea mea, când mă chinui să mă străduiesc, să mă păzesc curat și să nu păcătuiesc. Dacă mă rog pentru ajutor ca Iisus, cu smerenie și strigăte mari, cu lacrimi disperat să capăt biruință și să fiu salvat de moarte, atunci voi primi ajutor. Duhul Sfânt va veni și îmi va arăta calea pe care trebuie să o urmez, iar aceasta va fi mereu: suferă în fire ca Iisus. Dacă sunt smerit și voitor să ascult, El îmi va da puterea și înțelepciunea necesară ca să rezist în luptă. El îmi va da lumină și înțelegere ca să văd cât de atroce este păcatul și cât de mare este chemarea mea cerească. El îmi va da cuvântul lui Dumnezeu să-mi fie călăuză, ajutor și armă. Cuvântul ca armă. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie, Efeseni 6,17, Evrei 4,12. Este adevărul absolut și o armă puternică împotriva decepției păcatului lui Satan. Când Iisus a fost ispitit de diavol, răspunsul lui a început întotdeauna cu "este scris", Matei 4,1,11. Dar Iisus nu doar a făcut referință la cuvânt, ci avea autoritate când îl folosea, pentru că trăia conform cuvântului. În Ioan 1,14 citim cuvintele minunate care spun că cuvântul a luat trup și a locuit printre noi. Iisus putea fi descris precum cuvântul personificat. Întreaga lui viață era împlinirea cuvântului lui Dumnezeu și implicit și a voii lui Dumnezeu.
Când citesc Biblia, mă umplu cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Este o armă pe care El mi-a dat-o, cuvintele necesare pe care să le folosesc împotriva înșelăciunii lui Satan. Acestea sunt cuvintele pe care și Iisus le-a folosit, cuvinte care mi-arată ce să fac, cuvinte de consolare și mângâiere. Trebuie să fac exact ce scrie. Atunci am în mână sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Astfel eu expun minciunile și înșelăciunea lui Satan și birui toate tendințele păcătoase din firea mea. Când trăiesc conform acestor cuvinte, devin invincibil. Suferă în fire, termină cu păcat. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Petru 1:4-1:2. Această suferință nu era suferința fizică de pe crucea de la Golgota, ci era suferința de pe crucea pe care o foloseam fiecare zi când El spunea nu voi sale proprii, păcatului din fire, chiar dacă acesta îl bombarda în continuu cu cererile și atracțiile lui deceptive. Păcatul din natura sa-și primise sentința la moarte când El a spus facă-se voia ta, nu voia mea, o Dumnezeu. Iar această propoziție a fost împlinită când poftele se făceau văzute în momentul ispitei. Ca un ucenic care îl urmează pe Iisus, trebuie să-mi urăsc propria viață, să mă lepăd și să-mi iau crucea proprie. Luca 9:23-14:26. Costă ceva. Costă voia proprie, costă viața mea. Trebuie să mă rog și să plâng ca poftele să simtă durerea negării mele. Pe crucea zilnică ele suferă și mor. Atunci eu încetez a mai păcătui. Aceasta este calea pe care a mers Maestrul. Dacă îl urmez, voi ajunge unde este el. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Apocalipsa 3:21. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!